Asociația Studenților Teologi Ortodoxi organizează în 19 aprilie, ora 18:30, un concert caritabil la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou. Banii pe care studenții vor reuși să-i strângă în urma acestui spectacol vor fi donați Anei Șucher, o tânără în vârstă de 27 de ani, care, dacă nu va fi operată în curând, riscă să-și piardă vederea. Invitații acestui concert vor fi grupul psaltic Turnos al Catedralei Patriarhale condus de Părintele Protopsalt Arhidiacon Mihail Bucă, corala bărbătească ortodoxă Te Deum Laudamus, dirijată de către Părintele Zaharia Matei, Părintele Protosingel Kiril Mihali, preot slujitor la Catedrala Patriarhală și Părintele Ciprian Pop. Ei de fiecare dată au răspuns pozitiv solicitărilor noastre și au fost la rândul ei impresionați de cazul Anei. Tara este liberă la acest concert. Noi de asemenea vom trimite și invitații către oficialități. Orice sumă este binevenită. Vor fi studenți voluntari ai asociației care vor umbla cu urne mobile în catedrală, dar vor fi și urne fixe amplasate la intrarea în Catedrala Mitropolitană. Săptămâna aceasta vom încerca să strângem bani la personalități și la oficialități. Vom înainta un comunicat de presă și vom face solicitări și altor personalități și persoane de bună credință care vor să ajute acest caz. Ana are nevoie de $25.000 americani pentru a se opera în Thailanda. Operația va consta în implantarea de celule stem care îi vor ajuta nervii optici să se regenereze. Aceștia au început să se atrofieze și să vadă din ce în ce mai slab, după ce în urmă cu 5 ani medicii i-au descoperit o tumoră pe creier. A fost operată, însă nimic nu s-a îmbunătățit, iar de atunci văzul i se degradează continuu. Mi-e frică să mai aștept mult timp pentru că s-ar putea să rămân întuneric pentru totdeauna. Mi-aș dori foarte mult să privesc pe mama, pe tatăl meu, pe frații mei, pe apropiați. Mi-e foarte dor de ei. Adică să le văd chipul. Aș vrea să mă duc singură la biserică să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Pe picioarele mele, eu singură. Să-i spun că sunt recunoscătoare pentru că sunt în viață și că acum pot să privesc cu încredere spre viitor. Ana a strâns până acum $14.000 în urma apelului umanitar făcut de Trinitas TV. Pentru a se putea opera, are nevoie urgent de încă $9.000.